În cursul nopții de 20 spre 21 aprilie, operatorul de salubritate care asigură și dezăpezirea a intervenit la solicitarea primăriei asigurând degajarea zăpezii de pe străzile municipiului și de pe artera ocolitoare. S-a acționat atât mecanic cât și manual pentru îndepărtarea stratului de zăpadă de pe carosabil și de pe trotuare. La ora 2 dimineața am fost sunat de poliție, am ieșit, am verificat străzile și cu domnul Ovidiu Bojescu ne-a dat comanda să ieșim cu sare, cu arte de la parc și cu inhibitor. Am dat pe toate străzile, după aia partea de nord-vest a orașului, inclusiv artera ocolitoare vest, viscolită și întreținem arterele respective cu utilaje pentru a putea fi fluidizată circulația. Iar la ora 4 dimineața s-a intervenit pe trotuare cu cei de la măturatul stradal pentru a da îndepărtat zăpada. Dezăpezirea la vreme de primăvară este o noutate și pentru operatorul de salubritate Romașcan, care nu s-a mai întâlnit cu un astfel de fenomen meteorologic în îndelungata sa carieră profesională. La comanda primăriei se va mai interveni și în cursul acestei zile. Stratul de zăpadă depus a ajuns la 15 cm. N-am avut niciodată așa târziu nisări, de când avem noi în contract cu dezăpezirea. Așa, după prognoza care se anunță, sunteți pregătiți și de alte intervenții, eventual? Da, suntem pregătiți, așteptăm să vedem, mai sunt căderi de zăpadă până în orele 12 și vom interveni cu lamele, tot la comanda primăriei, când ne va spune domnul Stimenece. Stratul de zăpadă, cam de cât s-a așternut până la ora asta? De 15 cm. Un lucru neobișnuit, nu? Da, pentru ieri 20 de grade de săptămâna trecută și acum minus 2 grade era la ora 2 azi noapte. Din câte știu eu, cum de mai ați mai avut antiderapant, cum de ați mai avut... Era în depozit pregătit pentru luna martie și am avut baftă că a fost rezervă de stare. Conform prognozei meteo, temperatura de astăzi este de 2 grade Celsius, cantitatea de precipitații depusă în 3 ore fiind de 4 mm, în timp ce viteza vântului e de 40 de km la oră. Conform aceleași prognoze, vremea se va ameliora treptat, revenind la valori normale acestui anotimp spre mijlocul săptămânii viitoare.